lui Iisus Hristos. Și am vrea ca în ziua de astăzi să privească și fețele noastre. Să privească în adunarea noastră. Amin. Să privească în inimile noastre. Amin. Să vie prin Duhul Lui cu o vie cercetare. De la inimă la inimă. Să ne cerceteze pe fiecare. Să mustre, să îndrepte, să curețe, să vindece. Amin. Pentru că avem nevoie de așa ceva. Într-o biserică vie trebuie să fie lucrările lui Dumnezeu. Amin, amin. Dacă nu sunt lucrările lui Dumnezeu, biserica este moartă. Nu vrem să fim o biserică moartă sau de formă. Vrem să fim o biserică vie. Amin. Glorie Domnului. Zic la aceasta Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vrem să intrăm într-o jertfă de rugăciune. Și aș vrea ca trei frați să ne îndemne pentru rugăciune. Avem pentru ce să ne rugăm. Să ne plângem prima dată păcatul nostru. Ca jertfa noastră de rugăciune să ajungă acolo unde trebuie. Deja vom zice noi, Doamne, Doamne. Dacă inima noastră nu este curățită, venim deja la adunare. Și aș vrea ca Dumnezeu să taie inimile noastre bunăjute. Amin. Răutate, bârfă, clevetire, uneltire, orice este rău. Amin. Și inima noastră să fie curată. Amin. Și aș vrea ca din baia spre, nu știu cum vă cheam, unul de acolo dintre dumneavoastră să ne serviți la prima plecare pentru a ne ruga lui Dumnezeu. De lângă dumneavoastră, de lângă Arad. Nu știu cum îl cheamă pe vecinul noastră. Vlad? Da. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Pentru a da o rugăciune. Și pentru a treia rugăciune, fratele Lucian, zic ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și harul lui Dumnezeu și puterea Duhului Sfânt să-i călăuzească. Amin. Amin.